Neasa și felicitări pentru faptul că ați putut să ajungeți la această conferință. Nu toți suntem născuți sub zoria Anei Lumanole, dar seamănă puțin cu această încercare a puterii de a ajunge să ascultăm un conferențiar în plină vijelie. E semnul unei civilizații aparte legat de teatru și de gândire abstractă, care duce câte un om să scrie despre alți oameni texte dramatice. Conferențiarul nostru de astăzi nu mai poate fi prezentat atât de bine cât se poate singur prezenta prin ceea ce a scris. E autorul a cel puțin 40 de piese. În culise, stând de vorbă cu el, am zis, săracul Caragiale, a scris numai câteva. Și în afară de asta, este și cel mai jucat autor dramatic român în acest moment în lume. Mi-a fost înmânată această carte, care arată absolut splendid, care a fost publicată la editura The Seagull, Pescărușul, în traducere liberă, în Marea Britanie, în care sunt înserate 7 piese și un cu comentarii critice de excepție. Asta spune mult, pentru că în lumea asta a teatrului universal, apariția dramaturgilor pe alte scene decât ale limbii lui materne este un semn de valoare și de circulație. La un moment dat trăiam această întâmplare cu Marin Sorescu în perioada lui de glorie, când cele câteva piese pe care le scrisese erau urmărite de mari teatre din lume. Matei Vișnec este la București acum și pentru a urmări pe data de 22 ianuarie la Sala Studio o premieră absolută, după câte știu, cu una din piesele lui, Requiem pe numele ei, în regia lui Alexandru Dabija, la care îmi permit să vă spun, merită să veniți. Noi am văzut-o deja și este un spectacol extrem de interesant. În aceeași măsură, sper ca în acest an să mai reușim un spectacol Vișniec cu tineri actorii teatrului nostru, bine pregătiți pentru performanțe cerute de un text atât de jucat și atât de pretențios cum este Angajare de clown. Matei Vișnec a fugit din România în 1987, a cerut azil politic, a fost unul din beneficiarii, aș spune, unei viteze de reacție și calități atletice de a sări ușor peste graniță. Și a fost luată în considerație imediat pentru valoarea lui literară, a fost comentator la BBC și, după cum știți, și acum Radio France International beneficiază de serviciile lui jurnalistice. De unde și titlul acestei conferințe, care apropie pe dramaturg de jurnalist, într-o, a zice, apropiere care merită de a fi urmărit, pentru a fi urmărită atâta vreme cât evident un jurnalist care este și scriitor culege din viață evenimente pe care apoi să le insereze în piesele lui. Puțină lume știe însă că Matei Vișnec este și un foarte mare poet. El a debutat în literatură ca poet. Poate o să-l rugați în partea a doua a conferinței să vă spună și dumneavoastră poezia pe care mi-a spus-o mie acum câțiva ani și cu care am rămas în contact, aș spune, permanent, pentru că este face parte din colecția mea de poezii favorite. Are multe premii și premii europene, cum ar fi cel al Societății Autorilor și Compozitorilor Dramatici din Franța, în România, ce să mai vorbesc, multe premii, pe care și premiul Academiei Române, și în mai multe rânduri, premiul pentru dramaturgie al Uniunii Scriitorilor. Cel mai recent, chiar în 2015, pentru Omul din care a fost extras răul, care e un volum de teatru. Din, cum vă spuneam, din 1987 trăiește în Franța
și a fost jucat, așa cum scrie în CV-ul domniei sale, în aproximativ 40 de țări. Deci, practic, a fost tradus în 40 de limbi de circulație. Iar la Avignon, recent, a fost autorul cel mai jucat în Marele Festival de la Avignon. Eu am spus că este și poet, dar este și prozator, iar romanul din 1983 cu titlul Cafeneaua Pasparol n-a putut fi publicat decât după căderea comunismului, fiind cu atenție monitorizat de cenzura comunistă. Mă opresc aici, Matei Vișnec împlinește 60 de ani, sau am și împlinit, o vârstă a maturității cu totul remarcabilă în viața unui scriitor, și cu bucuria de a vă anunța că după această conferință avem și o premieră, lucru pe care l-am făcut, îl invit în scenă pe Matei Vișnec. Dragule, mulțumesc. Vă mulțumesc întâi că mă hăriți timp. Bună ziua oricum și mulțumesc că mi-a oferit timp și e un timp foarte prețios, cu atât mai mult pentru că e timp de iarnă. De altfel, nu pot să nu vă evoc de la bun început o amintire, această iarnă bucureșteană care este ca un cadou pentru mine. Îmi amintește perioada când făceam naveta la Dorobanț sub Plătărești și momentele cele mai dificile erau tocmai iarna. Acum mi se pare că e un cadou extraordinar să văd Bucureștiul sub zăpadă. În 80, când făceam naveta până în 87, momentele astea erau teribile pentru că făceam atunci o navetă cu patru mijloace de transport. Plecam din drumul Taberei cu 368 până la Stația Eroilor, după aceea luam metrou până la Republicii, de acolo luam un tren spre Călăraș și după aceea mă opream într-o comună pe care o chema Dorobanț, o cheamă încă Dorobanț, și de acolo luam o bicicletă și mai făceam 4 km până la școala de la Dorobanț sub Plătărești. A fost naveta mea de 7 ani. O extraordinară experiență metafizică care mi-a deschis vocația sociologică, aș spune, pentru a cunoaște lucruri pe care nu le cunoșteam, satul românesc de acolo. Și pentru că am început cu această aventură, tot atunci am scris prima piesă ieșită dintr-un fapt divers. Și în felul ăsta ajung și la jurnalism. Pe vreme că asta făceam această navetă și treceam, deci, cu bicicleta între gară și școală, era un trotuar lung și ani și ani de zile, un an, doi ani, trei ani, tot făcând naveta asta, treceam mereu pe lângă o fântână părăsită. Acea fântână părăsită, era o fântână părăsită în mijlocul Bărăganului acolo, nu mă uitam prea des la ea și într-o zi ca asta, am auzit la un moment dat lătrând un câine din fântână. M-am oprit, m-am uitat, era într-adevăr un câine. Un câine alb în fântâna aceea părăsită și nu prea adâncă, de vreo 3 metri, dar oricum nu putea să iasă. M-am uitat la câine, cred că prin 84 se întâmplă asta, m-am uitat la câine și am avut o revelație. Mi-am spus, acest câine sunt eu. Pentru că eram plină iarnă, eram singur eu cu câinele, nu-l puteam scoate, el lătra, cera ajutorul, eu mai aveam 2 km până la școală, am avut atunci o iluminare. Mi-a spus, câinele ăsta sunt eu, dar poate că acest câine și România. Cineva care cere ajutorul și nu se poate opri nimeni și nici nu poate să facă ceva concret. Cred că atunci am decis că trebuie să părăsesc România. A fost prima clipă în care mi-am spus, trebuie să caut altceva. Aveam încă vârsta la care puteam să încerc să caut altceva și acel moment a fost unul de declanșare a curajului de a pleca. Am scris și o piesă legată de acest câine care se numește Buzunarul cu pâine, care este jucată din când în când, dar metafora câinelui care e aruncat într-o fântână și care cere ajutorul și tu treci pe acolo și nu poți să faci nimic, m-a tulburat. Sigur, n-am să intru în detalii cum a ieșit câinele. În piesa mea sunt niște oameni care îi dau pâine pentru că nu pot să-l scoată și oricum va rămâne acolo. Eu am reușit atunci să ies din țară, însă purtat de ceea ce mă tulburase și mă formase în România. Ieșind din România,
plecând din România în 87, eu plecam ca un autor format, ca un autor care era un autor român, ca un poet care publicase deja aici, cu piese care circulau și cu o imensă dragoste pentru teatrul românesc care și el mă hrănise. Și aș vrea să aduc un omagiu acestui teatru național care m-a hrănit în anii când eram eu deja elev de liceu. Veneam de la Rădăuț să văd teatru când eram în clasa 10-a, 11-a și intram în acest teatru ca într-un templu. Mă hrăneam cu talentul extraordinar al regizorilor, al actorilor și multă vreme, chiar și acum, stând sau trăind în Occident, mi-au lipsit actorii români. Mă obișnuisem cu un fel de joc al lor, cu anume visceralitate, cu un anumit suflet, cu o anumită vigoare, cu ceva ce n-am întâlnit la alte școli de teatru, deși sunt școli extraordinare, școala anglosaxonă, școala britanică, școala americană, școala franceză, care este mai mult axată pe cuvânt, mai carteziană. Mi-au lipsit întotdeauna acolo actorii români și este unul din motivele pentru care n-am întrerupt niciodată relațiile cu România, am continuat să scriu în românește și în franceză și să vin în România, să vreau să fiu montat în România, să scriu pentru actori români, să fiu impregnat de acest teatru românesc. Dacă România are ceva ce poate exporta, după părerea mea, poate exporta cultură și teatru. Asta ca introducere, pentru că voiam să vă vorbesc mai mult despre viața mea dublă. Viața mea a fost dublă ca viața tuturor românilor, de altfel de dinaintea căderii comunismului, puțin schizofrenică, oricum. Puțini scriitori sunt în epoca modernă care să nu fi fost gazetari, publiciști sau jurnaliști. Toți scriitorii, într-un fel sau altul, au avut un contact cu presa, cu presa scrisă, cu scrisul pe lângă pagina care devine roman, teatru sau poezie. În România, și eu am vrut să fiu jurnalist. Înainte de 87, făcusem o facultate de filozofie și, bineînțeles, scriam, publicam, frecventam redacții interesante, se întâmplau lucruri interesante în ciuda cenzurii. Eram în fiecare zi uneori în redacția revistei Amfiteatru, la Viața studențească. Eram uneori foarte des în redacția revistei Luceafuru, a revistei România Literară. Frecventam aceste redacții. Aceste redacții erau niște locuri de viață în același timp. Uneori îmi amintesc la Amfiteatru, era directoare la ora aceea, Constanța Buzea, stăteam ore și ore de vorbă, se juca șah, se mai deschidea câte o sticlă de vodcă, se citeau lucruri, se spuneau glume. Era o viață de redacție care îmi plăcea. Sigur, era mai greu când era să publici. Găseam și atunci soluții de a publica lucruri interesante, că erau cronici, că erau uneori reportaje, dacă reușeam să fim destul de liberi să le publicăm. Nu era ușor să fii jurnalist independent la ora aceea. Dar mai ales în presa studențească, uneori se publicau lucruri mai interesante decât în presa, bineînțeles, politică și chiar uneori mai interesante decât în presa literară controlată. De pildă, revista Echinox de la Cluj își găsise un spațiu de libertate extraordinar în care noi, generația 80, pentru că eu fac parte din generația 80, le trimiteam celor de la Cluj poeme, proze, cronice, eseuri, pentru că aveau parcă mai multă libertate de a publica niște lucruri. La un moment dat, student fiind, am lucrat într-o redacție care are o revistă care are un nume insuportabil, Convingeri Comuniste. Dar nu aveam ce să facem. Așa se numea revista Centrului Universitar București, Convingeri Comuniste. Îmi pare rău că nu am putut aduce aici un exemplar din acei ani ca să vedeți ce puteam publica noi în Convingeri Comuniste. Adică generația 80 a publicat acolo niște poeme și niște mici eseuri care erau, aș spune, nu numai că erau anticomuniste, dar stupefiant cum fie că cenzura nu funcționa, fie că era complice, fie că era total idiotă. Dar în orice caz am reușit să publicăm niște poeme în Convingeri Comuniste absolut uluitoare. Deci această dorință de a te mișca, de a mă mișca în lumea presei, exista la 17, 18, 19, 20 de ani, sigur că vrei să publici, vrei să fii activ și găsești un spațiu care era acela al comunismului, cu acei oameni care erau unii extraordinari, alții mai puțin extraordinari, alții duplicitari. Acela era spațiu, acolo voiam să mă afirm, nu voiam să plec în străinătate.
Cred că am publicat încă în România în mai toate revistele literare interesante. Aș spune că sunt câțiva oameni care m-au marcat prin calitatea lor de jurnaliști și critici sau jurnaliști și scriitori și aș vrea să evoc măcar o persoană. Pentru că în materie de jurnalism am avut mai multe școli. Sigur că n-am făcut școala de partid și era de evitat. Cine vrea să devină jurnalist trebuia să fure meseria din revistele și din publicațiile unde se puteau găsi spații de libertate. Doi oameni vreau să evoc care au făcut un lucru interesant pentru jurnalism în acea perioadă. Unul este un jurnalist cultural, de fapt. Este Valentin Silvestru. Cu siguranță că printre dumneavoastră sunt oameni care își amintesc de Valentin Silvestru. El o fi avut și unele păcate. Când am ajuns eu în fața lui, însă, pe mine m-a impresionat extraordinar acest om. Îl știam de copil când ascultam la Rădăuți Poșta Redacției. Era o emisiune unde el, cu o voce care era o voce de actor, o voce în orice caz extraordinar de interesantă, cu un aplomb, cu un stil, prin voce transmitea niște emoții, multă ironie. Răspundea unor scrisori, dar cu un umor, cu ironie, care deja era o vedetă radiofonică. În momentul în care am ajuns la București și am început să scriu primele piese, în mod inerent un tânăr dramaturg trebuia să ajungă în față la acest guru care era de fapt al criticii românești de teatru, Valentin Silvestru. Îmi amintesc și acum momentul în care am ajuns cu câteva dintre piesele mele la el, le citise și după aceea m-a invitat la România Literară să vorbim. Avea un stil, costum, cravată, juca rolul unui gentleman, deși mai târziu am aflat că în epoca aceea proletcultistă mai adoptase și alte roluri. Când l-am cunoscut eu, era în rolul pozitiv de gentleman și de om care controla toată mecanica teatrală românească. În momentul în care m-a invitat, mi-a spus, luați loc, domnule Vișnic, eu aveam 19 ani sau 20 de ani, nici vorbă să mă tutuiască, stilul e stil, de fapt, omul e stilul. Luați loc, domnule Vișnec, și să știți că pe acest scaun au mai stat înaintea dumneavoastră și Marin Sorescu și Iosif Naghiu și Paul Cornel Chitic și mi-a dat o listă de dramaturgi pe care îi ajutase. Și de fapt, spunându-mi, luați loc aici, unde au mai stat și toți ceilalți dramaturgi, e ca și cum ar fi făcut cavaler sau ca și cum mi-ar fi dat titulatura de dramaturg. Sunteți și dumneavoastră, domnule Vișnec, un dramaturg. De moment ce v-am instalat pe scaunul ăsta unde au stat și ceilalți, vă recunosc, vă dau carnetul de dramaturg sau ștampila de dramaturg. Vreau să vă spun că pentru mine atunci a fost uriașă această titularizare. De pildă, eu nu mi-am dat niciodată definitivatul ca profesor, dar el mi-a dat definitivatul ca dramaturg, ca și m-a spune, sunteți și veți fi dramaturg. Și după aceea acest Valentin Silvestru mi-a deschis paginile unor reviste cerându-mi să scriu critică de teatru. Ce vreau eu despre ce vreau eu? Ceea ce nu era puțin lucru atunci. Chiar era un lucru formidabil, pentru că el, având în spate tot sistemul lui de relații, de duplicități, de, știu eu, avea capacitatea să protejeze din când în când pe cineva. Și atunci am scris, probabil timp de vreo 2 ani, câteva, știu eu, în ritmul de 2 cronici, 3 cronici de teatru pe lună, și am învățat de la el într-un fel ceea ce se numește jurnalismul cultural prin deplasări prin România. Adică plecam cu grupuri de dramaturgi, scritori, jurnaliști să vedem spectacole sau festivaluri în provincie, la Buzău, la Arad, la Cluj, odată la Botoșani. Adică mă lua cu el în aceste grupuri pe care el le patrona și după aceea scriam despre spectacole pe care le vedeam în provincie. Și atunci mi-am dat seama ce putere extraordinară avea jurnalistul, pentru că scriam uneori despre spectacole pe care nimeni nu le prezenta în presa centrală. Ori pentru acei tineri regizori sau actori să aibă o cronică în contemporanul sau în România literară era foarte important. Mi s-a întâmplat mai târziu să mă întâlnesc cu, după 15-20 de oameni, după 20 de ani, cu oameni care să-mi spună, Matei, știi ce important a fost cronica pe care mi-ai făcut-o când am debutat eu la Arad și am montat eu prima piesă? Eu uitasem, bineînțeles. Dar
faptul că jurnalistul cultural, pentru că eu asta voiam să fiu mai degrabă, avea o putere specială, lucrul ăsta m-a tulburat și am înțeles atunci că e important. Mai rămânea și să poți efectiv să trăiești din asta, să devii 100% jurnalist cultural, ceea ce era mai complicat. Îmi amintesc că un alt om care a încercat să mă ajute la ora aceea a fost Dumitru Radu Popescu, care era președintele Uniunii Scriitorilor, care mi-a spus: Matei, uite, ai jumătate de normă, făcusem deja 3 ani de școală, ai jumătate de normă la Contemporanul. A fost una dintre cele mai fericite zile din viața mea. Mi-am zis, în sfârșit am reușit la București, voi fi jurnalist la București, voi fi la Contemporanul, voi scrie cronici. Și m-am dus la Contemporanul și acolo am dat de alte persoane, mai bine nu dau nume că sunt în viață, și una mi-a spus, Matei, e o problemă totuși la cadre. Sigur că el vrea, dar știi, eu cred că persoana care trebuia să-mi dea semnătura definitivă mi-a spus, bine ar fi ca să poți obține de la cadre, că cadrele erau undeva, cum este acum The Cloud, știți, informația care merge, așa erau cadrele. Și cadrele nu vreau să-mi dea semnătura, dar persoana mi-a spus, am o soluție. Hai, du-te 6 luni pe șantiere și fă reportaje, beton, fă reportaje și după aia să vezi că vin și cadrele și zic că nu și te angajăm. Și atunci mi-am dat seama că nu se putea, de fapt. Am rămas chiar cu gura căscată și am făcut chiar pe prostul și am spus persoanei, domnul X, vreți să-mi stric numele chiar așa, să mă duc pe șantiere? Sigur, aș fi vrut să merg pe șantiere să scriu ce vreau eu, dar acolo era o capcană. Închei cu această experiență românească, totuși aș vrea să mai pomenesc un nume care nu e printre noi. Când eram eu foarte tânăr, student, a avut un impact extraordinar asupra celor care voiau să facă jurnalism, Adrian Păunescu. Putem să-i spunem, putem vorbi multe lucruri despre el, părerile sunt împărțite, dar în momentul în care a luat el conducerea revistei Flacăra, timp de vreo 6, 8, 10 luni, s-a întâmplat atunci un miracol jurnalistic. El a avut chiar o extraordinară libertate de mișcare. Pentru cercetători, pentru cei care reușesc să se ducă, să vadă cum arătau primele numere din Flacăra la ora la care Adrian Păunescu a luat publicația, a fost un șoc pentru cei care erau tineri la ora aceea, care voiau să facă ceva, care voiau să facă jurnalism, aproape că demonstra că se putea face un jurnalist de bună calitate în comunism. Și se putea face, bineînțeles, pe anumite spații, dar el aproape că reușea să facă un număr întreg foarte interesant. Reportaje cu adevărat de denunțare a unor situații, cum să le zic eu, situații de prostie omenească sau de răutate sau de absurditate sau avea niște spații de libertate pe unde se putea mișca. N-am fost un colaborator al revistei Flacăra, aș fi vrut, sigur, dar erau deja echipele formate, dar rețin acel moment care m-a impresionat și m-a făcut să cred că totul nu era totul pierdut, că se putea face încă jurnalist de calitate în România în definitiv. Bine, jurnalist cultural s-a făcut de calitate. Aș mai vrea, printre cei care m-au format ca jurnalist, să mai citez și să mai spun câte ceva. Posturile de radio care funcționau atunci erau adevărate școli de jurnalist cultural. Adică Europa Liberă, Vocea Americii, mai puțin Radio France International era mai puțin prezent în anii aceia, dar Deutsche Welle, Europa Liberă și cu Vocea Americii erau posturi de radio importante, iar Europa Liberă, prin echipa formată de Monica Lovinescu, a fost o extraordinară școală de jurnalist cultural. Bineînțeles, erau pe o anumită poziție ideologică. Erau anticomuniști, denunțau și în același timp jurnalismul cultural pe care îl făceau ei. Poate că unii în această sală care au vârsta mea și mai amintesc de o emisiune care se numea Teze și Antiteze la Paris. Era sublimă. Erau momente în care uitai că, știu eu, postul de radio era finanțat de americani și că avea ca scop demolarea comunismului. Erau emisiuni culturale pur sânge.
cu polemici care existau, care izbucneau în Franța, ce spunea dreapta, ce spunea stânga, ce spunea un intelectual, alți intelectuali, ce spuneau maoiștii, ce cărți apăreau, cu ce putere de lovire în doctrinele existente, în stângismul francez, adică o extraordinară bogăție de informații și o calitate a prezentării sublimă. A fost o școală de jurnalism, într-un fel, pentru mine, cu niște voci extraordinar de bine timbrate, parcă erau făcuți pentru radio, parcă erau toți actori. După aceea, în 1987, în septembrie, am ajuns într-adevăr la Paris. Eram de 3 zile la Paris când, bineînțeles, am fost foarte bine introdus la Monica Lovinescu și am ajuns la Europa Liberă. Am cunoscut-o acolo, pe Monica, am cunoscut pe Virgilie Runca, am cunoscut toată echipa care era într-un fel sau altul în jurul lor, Paul Goma, care era încă activ atunci, Virgil Tănase, Alain Paruit, care avea o voce extraordinară. Poate că unii nu știu ce voce și cât de important a fost acest domn Alain Paruit într-o anumită epocă și pentru literatura română. El a fost un mare traducător, un om care a tradus cărți importante din română în franceză, era cel care avea, ca să zic așa, cel mai mare credit de traducător. Toată lumea își dorea atunci să fie tradus în francez de Alain Paruit. Dar el era în același timp cronicar la Europa Liberă și avea o voce. De altfel și Monica, cu toate țigările pe care le fuma, avea o voce absolut tulburătoare, parcă simțea în vocea ei și țigările fumate. Știai că e fumătoare. Virgilie Runca, aproape că toată distinția lui de gentleman și ea emana prin vocea lui Virgilie Runca. Când ne-am cunoscut pe acești oameni, a fost un moment de mare importanță pentru mine. De altfel, evocând-o pe Monica Lovinescu, aș vrea să spun acum, ea a fost pentru mine în acele momente când am ajuns eu la Paris ca o mamă. Pentru că Monica era, atunci când venea cineva și îl știa, pentru că am știa poemele, ea te și ajuta din punct de vedere material, cu informații. Îți spunea, uite, poți să obții o bursă așa și așa, poți să obții o locuință, poți să plătești atâta, poți să obții dacă nu ai un cămin pentru, știu eu, emigranții acolo, pentru toate actele, pentru azilul politic. Uite, du-te la doamna Petrovici sau nu știu cum o... și du-te din partea mea. De altfel, când am obținut azilul politic, a fost cu recomandare din partea lui Virgilie Runca și a doamnei Monica Lovinescu. Era o persoană, o mare doamnă. Ei, datorită acestei doamne, am făcut după aceea jurnalism profesionist, pentru că la ora aceea mi s-au deschis 2 căi. Erau posturi libere la Europa Liberă și la BBC. Și aici intervine și vocația mea de dramaturg. Monica Lovinescu mi-a spus, Matei, du-te. Du-te și fă jurnalism. E nevoie de oameni ca tine. Oameni încă tineri, aveam 31 de ani când am ajuns în 87. Unde vrei? Ori la Europa Liberă, ori la BBC. Și m-am dus la BBC pentru că, de fapt, mă interesa mai mult decât jurnalismul politic, mă interesa teatrul. Și mai mult decât teatrul german la München, pentru că ar fi trebuit să trăiesc la München dacă mă duceam la Europa Liberă, mă interesa teatrul englez, anglosaxon. Deci m-am dus în Anglia și am lucrat la BBC 1 an și 2 luni, pentru că mă interesa peisajul teatral britanic și englez. Și am ajuns la Londra, unde am învățat efectiv la BBC meseria de jurnalist radio, de jurnalist pur și simplu, despre ce înseamnă să abordezi o informație, să o tratezi, să o transmiți, în ce stil, cât să pui sau cât să nu pui din ceea ce crezi tu despre respectiva informație, cum să alegi sursele, cum să calibrezi, cum să faci să nu devii lung și plictisitor, cum să iei un interviu, ce să întrebi, cum să tratezi omul care îți dă interviul. A fost o școală de jurnalism la BBC foarte interesantă și cu oameni extraordinari care erau în redacția aceea. Și totuși, fiind eu jurnalist la BBC, foarte fericit că făceam jurnalist politic în același timp și jurnalist cultural, pentru că aveam o emisiune
un magazin cultural pe care îl realizam o dată pe săptămână, în care îl făceam cum voiam eu. Alegeam subiectele, bineînțeles, și interlocutorii. Știu că multă vreme am lucrat atunci, îi ceream interviuri sau îmi făcea cronici Ion Negoițescu, care îl transmitea prin telefon, sau, știu eu, alți intelectuali români. Totuși, viața mea la Londra a fost frânată de peisajul anglosaxon, care, de fapt, nu m-a primit bine sau deloc. Și îți mulțumesc, Pino, acum că mi-ai prezentat cartea. Mi-au trebuit 25 de ani să public o antologie de teatru în Anglia. De fapt, unde mergeam în teatrele din Anglia, de la Londra, cu piesele mele, care erau deja scrise în România, Angajare de clown, Cai la fereastră, știu eu, altele, efectiv eram privit ca un alien, ca un extraterestru venit cu un alt limbaj, bine, din Europa de răsărit, cu ceva ce nu interesa sau stupefia sau nu făcea parte din codurile respective. Sigur că unii îmi spuneau, Matei, nu poți veni tu cu piesele tale semi-absurdiste, și eram într-o fază destul de tenace, grotesc, absurd, expresionist, denunțătoare, texte politice, voalate, uneori codificate, în așa fel încât în Occident uneori codurile nu erau foarte clare. În orice caz, eram ca un extraterestru privit de toată lumea. Chiar și la BBC, unde lucram, era un extraordinar teatru radiofonic unde ascultam piese și îmi spuneam, nu se poate. De pildă, din punctul meu de vedere, piesa mea, Angajare de clown, era o piesă realistă 100%. Ei bine, nu, pentru ei era o piesă mai cu etaje, cu... Nici măcar la BBC n-am reușit să-mi plasez o piesă radiofonică. Și atunci mi-am dat seama că nu era spațiul meu vital. După 6 luni, mi-am dat demisia de la BBC și le-am spus colegilor mei, șefului care era Cristian Mititelu, nu pot să stau în țara asta. Nu pot să stau pentru că nu-mi găsesc aici familia mea teatrală, nu-mi găsesc aici teatre, nu văd entuziasm, nu văd pe fețele oamenilor care mă primesc nimic care sclipește pentru teatrul meu. Poate că ar trebui să mă adaptez, da, m-aș adapta și aș scrie în canonul anglosaxon, dar eu nu asta vreau, eu sunt format. Eu vreau mai departe să rămân eu însumi. Am mai stat încă 8 luni, pentru că până la plecare la plecarea mea, aveam un contract pe 4 ani și un sfert, au trebuit să anunțe postul liber, să creeze un nou concurs. M-am întors în Franța. M-am întors în Franța pentru că, de fapt, îmi dădusem seama că mă aflam în Franța ca la mine acasă, într-un fel de patrie mentală pe care o știam, fantasmam acolo pe autori care erau autori care mă formaseră într-un fel. Eugen Ionescu, nu degeaba de altfel Beckett a trăit în Franța, pentru că s-o fi simțit și el un exilat în propria țară, nu știu. Dar ce găsisem eu în Franța era altceva. Un fel de sistem, și visez acum pentru România acest sistem descentralizat de teatru, unde companii tinere, companii independente, caută autori noi, comandă piese unor autori noi necunoscuți și au bani să le monteze, și asta în provincie. Ceea ce am descoperit eu în Franța la ora aceea a fost, nu numai la Paris, o întreagă galaxie de teatre de buzunar care caută autori, care pot să-și permite să monteze fără riscuri financiare extraordinare. Dar mai ales în toată Franța o țesătură de companii care dispuneau și de resurse financiare la nivel local, uneori la nivel regional și uneori și de la nivelul 3 de stat, care aveau mici teatre de 50, 80, 100 de locuri, care aveau misiuni locale, dar și naționale, pentru că puteau după aceea să creeze evenimente, să participe la festivaluri cu spectacole create, un fel de paradis pentru autori. Sincer să vă spun, ajuns din România cu vreo 10-15 piese deja traduse între timp repede, am avut piese jucate foarte repede. Am primit primele comenzi, ceea ce nu eram obișnuit, să scriu pentru oameni vii. Am avut primele piese jucate la Avignon foarte repede. Și absolut nimeni în Franța nu m-a privit ca pe un alien. Adică e o țară a avangardei. E o țară în care au trecut toate avangardele. E o țară în care s-a format un public care nu se miră și nu s-au fixat canoane. Sigur că
Există mai multe etaje teatrale în Franța. Cei care se duc la teatrul de bulevard nu se duc poate la teatrele subvenționate, unde vezi numai spectacole non-conformiste. Dar e loc pentru toată lumea și acolo m-am simțit eu bine. Acolo am scris eu mult, uneori la comandă, și acolo am îmbinat eu jurnalismul cultural, pentru că am început să lucrez imediat la Radio France International cu activitatea mea de dramaturg. Am primit, cred că pot să recunosc acum și i-aș spune Franței chapeau, adică jos pălăria, cred că am ras toate bursele posibile până când mi-am format un nume. Adică era uluitor ce posibilități nesperate existau. După ce am avut prima piesă montată de o trupă profesionistă, cineva mi-a spus, nu la ureche așa, vezi că acum poți să iei o bursă de tânăr scriitor de 10.000 de franci. Cum așa? Zice, da, uite, te duci la Centrul Național de Teatru, ceri formularele, spui că ai avut în Franța, că ai debutat pe o scenă profesionistă și ca tânăr autor în formare, o bursă de ajutor, care te va ajuta să trăiești un an, știu eu, în sfârșit, erau bani importanți. Și am avut-o. Sau comenzi date de minister, le-am avut și pe acelea. Comenzi pentru scris piese la radio, am avut-o și pe aceea. La un moment dat, în momentul în care am început să câștig cu normă întreagă din meseria de jurnalist, suficienți bani ca să trăiesc corect eu și familia mea, am renunțat să mai cer burse și ajutoare, din decență. Am lăsat locul altora, pentru că poți să și abuzezi. De altfel, Franța trece prin acest moment foarte delicat. S-a abuzat, de fapt, atât de mult de această generozitate a decentralizării culturale și a finanțării creației culturale, încât de vreo 5 ani se reduc tot mai mult și ajutoarele și condițiile devin mai dificile pentru intermitenții de spectacol și așa mai departe. Ceea ce nu înseamnă că Franța nu rămâne în continuare un model pentru ceea ce ar trebui să fie cultura europeană și pentru ceea ce ar trebui să fie, poate în acest moment, și o descentralizare culturală, teatrală în România, în așa fel încât tinere companii să se poată baza în provincie, de pildă. În provincie unde, cu bani locali, să poate fi invitate companii de tinere formate din 4, 5, 6, 7 actori care să se instaleze cu un contract pe 2-3 ani la Rădăuți, la Fălticeni, la, știu eu, Prundul Bârgăului, unde există o sală de cultură și unde există posibilitatea de a crea spectacole și, de ce nu, de a face în special activitate teatrală în mediul social, în școli, în instituții, în cămine de bătrâni. Ceea ce am descoperit eu în Franța, de fapt, a fost atunci ceva uluitor. Am descoperit că un actor își petrecea poate 10% din timpul său pe scenă, 90% din timp și-l petrecea animând ateliere de teatru, în grădinițe, în facultăți, în spitale, cum spun, în cămine de bătrâni, în alte locuri unde puteau fi solicitați. Primăriile sau alte instituții organizau ateliere de teatru unde puteau veni, știu eu, amatori amestecați, toate vârstele amestecate și se făcea teatru peste tot. George Banu, prietenul nostru comun, mi-a spus la un moment dat, știi, tu ești acum în țara în care sunt mai mulți oameni care vor să facă teatru decât oameni care se duc la teatru. E bine, și asta putea să fie adevărat, dar în definitiv, nu e grav, pentru că oamenii care vor să facă teatru creează spectatorii de mâine, creează o emulație și după aceea tot teatrul are de câștigat. În acest moment a fost creat la Suceava un teatru. Un teatru e un lucru extraordinar că în această țară pot fi deblocate bugete pentru un teatru care să funcționeze normal și vor fi angajați. În orice caz, în proiectul respectiv este prevăzut să fie angajați 10 actori. Sunt foarte încântat, foarte mândru că în județul unde sunt eu născut, sunt născut la Rădăuți, a apărut un teatru unde am pus și eu un numărul ca să fie creat și vor fi angajați 10 actori. Îmi amintesc de perioada în care actorii visau să se ducă la Piatra Neamț, pentru că acolo era un loc de emulație, veneau regizori interesanți, era un laborator. Sper că într-o bună zi astfel de laboratoare să
continue să se formeze. De ce nu la Suceava? De altfel, regiunea e fabuloasă, nu vreau să vă spun că pe acolo trece și axa de simetrie a lumii la Rădăuți, dar revenind la modelul francez, mi se pare că el a fost unul care m-a favorizat, mi se pare în continuare că funcționează și că a pregătit un public care iubește teatru, este avid de noutate. Deseori am venit în România, apoi cu companii franceze, care îmi jucau în special piesele mele, pentru că din momentul în care am devenit și jurnalist și autor francofon, mi s-a părut că e important să creez punți, pe cât se poate, pe cât se poate, între cele două culturi, dar mai ales ca jurnalist, și acum am să fac naveta între teatru și jurnalism. Ca jurnalist, ceva m-a tulburat de la bun început în Franța. Modul în care este prezentată imaginea României. În mod ciudat, știți și dumneavoastră, o minune durează întotdeauna 3 zile, se spune. Minunea în privința României a durat mai mult, vreo 3 luni după căderea comunismului. În 89, imediat după căderea comunismului, s-a produs un miracol și în presa franceză au apărut articole fabuloase despre România. Francezii descopereau că românii erau francofili și francofoni. Descopereau uneori oameni extraordinari care ofereau interviuri, locuri extraordinare. Sigur că a fost un incident cu Timișoara, efectul Timișoara. Acel moment a fost semnalul unei schimbări de atitudine față de România, dar nu s-a schimbat imediat. Vreo 3 luni, totuși, România a continuat să fie extrem de bine, cu multă dragoste, cu multă generozitate, prezentată în presa franceză. Da. Groapa comună cu cadavre. Când a fost la Revoluție, l-a umdat peste câteva zile, presa a descoperit, presa străină, voia să vadă cadavre, cadavre, și s-au dus la Timișoara și cineva le-a arătat niște cadavre care, de fapt, nu erau moarte la Revoluție, care erau, și toată lumea a strigat în Occident, manipulare, mascaradă. Și nu era vina românilor. De fapt, jurnaliștii străini voiau să vadă cadavre. Fac o paranteză. Presa a fost atât de ambalată la ora aceea, se difuzau informații la ureche și a început, de fapt, la ora aceea și această teatralizarea informației. Informația spectacol era deja formată, ea, dar cred că la ora aceea s-a mai adăugat un etaj în acest edificiu pe care îl numesc eu hollywoodizarea informației sau teatralizarea, crearea spectacolului în paralel cu difuzarea informației. Pentru că, de pildă, mi-am amintesc la televiziunea franceză, Patrick Poivre d'Arvor, care era vedeta principală care prezenta știrile, la un moment dat dădea această informație la 2 zile după ce izbucnise, erau, se trăgea în România, spunea 10.000 de morți în România. Erau știri necontrolate, sigur că erau zvonuri. Ziariștii care ajungeau aici, ce vedeau? Vedeau că se trage și spuneau, măi, nu se poate, cu siguranță că sunt morți. Pe toată țara trebuie să fie vreo 10.000. Și la televiziunea franceză era preluată cifra fără să fie controlată. Bă, să terminăm cu acest aspect, revin mai târziu la teatralizarea informației, că mă interesează. Imaginea României după aceea m-a preocupat pentru că s-a întâmplat un fel de blocaj care m-a rănit și personal, ca profesionist al informației, ca român, dar și ca jurnalist francez, pentru că am devenit și francez între timp, m-a rănit personal să văd faptul că timp de 20 de ani, după acele momente, România a fost prezentată prin prisma a 4, 5 sau 6 subiecte negative. Și atât. Nu întotdeauna, dar în proporție de 95%, cred, timpul de difuzare acordat României la radio și la televiziune în Franța și cred că și în Occident, a fost concentrat pe aceste 5 sau 6 subiecte negative, care le știți și dumneavoastră. Lung subiect negativ care nu s-a mai terminat, copiii abandonați, orfelinatele, lung, interminabil subiect negativ, situația romilor, problemele lor, subiect negativ, lung, interminabil, câinii, vagabonzi și așa mai departe. Nu mai mult de 5 sau 6. Le-am văzut reluate în buclă, din nou și din nou și din nou. 1 an, 2 ani, 5 ani, 7 ani.
15 ani, 20 de ani, mi-a spus că ceva nu e normal. Și o spun, nu numai eu o spun, o spun și alții. Se întâmplă uneori un fel de blocaj al mediilor de informare care nu mai pot digera alte subiecte. Sigur că mi-am pus problema, de ce? Mi-am pus problema de ce și deseori când am dat interviuri m-am văzut cu jurnaliști francezi sau știu eu, cu diverse echipe care urmau să plece în România și le-am spus așa, plecați în România, cu siguranță că șefii voștri de rubrici v-au dat 4 sau 5 subiecte negative ca să le prezentați. Vă rog, fiți subtili. România poate să ofere mult mai multe subiecte negative decât atât. În materie de subiecte negative, e mult mai bogată. Nu sunt atât de naiv încât să cred că vă veți duce în România și veți filma și câteva lucruri sublime care sunt acolo, că nu astea se vând. Spectacolul în informație a devenit atât de pervers încât tocmai dacă un tren vine la timp, nu e o informație. Trebuie să întârze 3 ore ca să devină o informație. Așa și voi. Vă duceți în România și căutați aceste subiecte, pentru că așa se comportă acum mecanismul mediatic. Mașina mediatică asta cere, asta îi dăm. Dar nu vă lăsați total manipulați. Deci, încă o dată le spuneam, nu sunt atât de naiv încât să cred că vă veți duce poate de pildă la București să filmați, știu eu, pe urmele micului Paris, să zicem, acele clădiri care amintesc de perioada Belle Époque, sau să filmați un festival extraordinar, cum este Festivalul Ionescu, sau cum este Festivalul la Sibiu, sau să vă duceți la mine în Bucovina să faceți un reportaj cu mănăstirile, cu frescile acelor mănăstiri, pentru că acolo este, încă vibrează renașterea italiană a ajuns până acolo, în definitiv, sau să vă duceți în țara Maramureș sau în alte zone. Nu sunt atât de naiv încât să cred că vă interesează aceste subiecte, dar măcar diversificați în numele lui Dumnezeu sau în numele profesionalismului jurnalistic subiectele negative. Și de mai multe ori am dat interviuri și le-am spus și unor responsabili români, întrucât francezii și trupele și echipele de filmare sau de reportere străini care vin din Occident nu au atâtă imaginație să găsească în România și alte subiecte negative, dați-le o listă cu subiecte la aeroport sau când intră în țară. Dați-le o listă cu 100 de subiecte negative în România ca să mai diversifice. Pentru că avantajul diversificării subiectelor negative este gigantic. Pentru că atâta vreme cât o țară este prezentată doar prin prisma a 4-5 subiecte negative, ea apare ca o țară anormală. Când apare ca o țară în diversitatea subiectelor ei negative, ea apare ca o țară normală, ca toate celelalte. Deci dați-le acestor oameni jurnaliști care pătrund în țară la posturile, la posturile de frontieră, cu mașina, cu avionul, o listă de subiecte. E bine, treptat sigur că s-au întâmplat și lucruri mai interesante. Personal, una din experiențele mele umane, foarte, foarte interesantă și sistematică, a fost să călătoresc în România cu trupe franceze care îmi prezentau mie spectacole, să zicem, să le duc la București, la Suceava, la Rădăuți, la Timișoara, la Iași, la Cluj. Cred că am făcut vreo 20 de orașe din țară timp de 25 de ani, de când am început de 90 să călătoresc. În fiecare an am făcut-o. Cu acești oameni care veneau, descopereau publicul românesc, descopereau locuri din România, uneori 3 orașe prin... Și după aceea, în mod sistematic, fie făceam cu ei un reportaj pentru RFI, fie făceam un interviu și mă interesa să știu ce le spune România. Cu ce sentiment pleacă. Și am o întreagă listă de răspunsuri, pentru că îi întrebam ce i-a impresionat și să-mi spună 3-4 lucruri care i-au șocat. În general, unul dintre răspunsurile care revin este am fost dezinformați. Nu știam că România nu că e o țară normală, nu știam că e o țară primitoare. Dar nu știam, spuneam, voi românii sunteți, aveți încă un suflet, un fel de generozitate, un fel de, cum să zic, un spirit de ospitalitate pe care noi l-am pierdut. În primii 10-15 ani, oamenii erau atât de entuziaști pentru că nu exista acea privire aruncată de român asupra turistului, pentru că francezii deseori sunt obișnuiți să fie priviți ca niște turiști. Ori nu, ei veneau în România și erau priviți ca niște oameni și oamenii
își deschideau inimile, casele, erau bucuroși că văd niște străini, ceea ce este un sentiment încă, un sentiment straniu pentru ei și noi putem produce încă în România acest tip de, cum să zic, acest tip de bucurie umană, care nu este comercială, nu poate fi cântărită în bani. E doar suflet românesc care încă nu a fost nici mondializat, nici total comercializat, nici total transformat în, știu eu, de capitalism și așa mai departe. Poate că este cel mai bun, poate că este adevăratul nostru tezaur. Deseori, iarăși, întrebam ce v-a impresionat, îmi spuneau mulți, ne-a impresionat sau ne-am bucurat că am reușit să pierdem timpul. Am fost în situația de a nu mai fi sub presiunea timpului. Ne-am bucurat că putem uita de timp. Și acesta este un lucru extraordinar. Ar trebui să punem asta în lista noastră de averi personale. România poate încă oferi străinătății această extraordinară bucurie de a pierde timpul, când el a devenit atât de prețios pentru lumea mondializată. Bineînțeles, sunt și lucruri care șochează. Uneori cerșetorii, deseori, atitudinea noastră, spun ei, rasistă față de romi, la cele trei lucruri care îi șochează. Niciodată nu s-au plâns de mijloacele în transport, că ar fi greu, că ar fi... Au mers noaptea cu trenul, au mers ziua, au mers pe frig. Nu asta interesează. Nu asta îi șochează. Cred că aceste pelerinaje care se fac în România pe bază de festivaluri, de proiecte comune, sunt singura noastră șansă de a schimba ceva în materie de imagine. Repet, între timp s-au modificat și altfel lucrurile, dar cu cât cultura va avea mai multe proiecte de genul acesta, cu atât noi ca imagine vom avea mai mult de câștigat. În ce privește Radio France International, puteți să vă uitați bine, bine la mine, eu sunt de fapt un exemplar de jurnalist în curs de dispariție, adică mai sunt doi jurnaliști din vechea gardă a celor care au lucrat pentru posturile de radio finanțate de străinătate pentru România. Adică BBC-ul pentru România s-a închis, calea Americii, Vocea Americii s-a închis, mai rămâne pentru Moldova, Europa Liberă, toate aceste redacții care au trăit altă dată și au vibrat treptat, dat fiindcă România a devenit o democrație, o țară normală, s-au închis. Mai sunt doi oameni la Paris care fac parte din acest sistem, eu și colegul meu Vasile Dabian. De altfel, vă sfătuiesc să ne ascultați. Radio France International este un post de radio în limba română cu totul și cu totul special. Redacția este bazată, grosul ei, la București, o redacție extraordinară. Și la Paris au mai rămas doi oameni care fac emisiunile în duplex de la Paris, cu o privire asupra actualității și cu o privire asupra vieții culturale franceze, bineînțeles. Emisiunile noastre, dacă e să le găsiți o calitate, vă spun, sau dacă mi-ați cere, Matei Vișnec, dă-ne un motiv pentru care merită să vă ascultăm. Un motiv ar fi independența. În ciuda faptului că suntem un post de radio plătit de Franța, finanțat de francezi, ca exemplu de independență jurnalistică e mai rar. Eu am această bucurie de a vă spune că am trăit timp de 25 de ani în cadrul acestei redacții, am scris mii și mii de articole, am ales mii și mii de subiecte, absolut niciodată nu mi s-a impus o linie editorială. Ceea ce este totuși fantastic, să fii jurnalist timp de 25 de ani și nimeni niciodată să nu-ți sugereze sau să-ți impună sau să-ți propună sau să-ți impună o manieră de a trata un subiect. Acum, poate că și acolo, la Radio France International, nu suntem chiar de capul nostru, pentru că multă vreme noi am fost o redacție de 12, 13, 14 jurnaliști cu colaboratori externi. Cineva, undeva, la un anumit nivel, știe ce facem, știe ce subiecte alegem. Noi transmitem subiectele ierarhic în sus.
Dar nici eu, nici colegii mei, în vremea în care eram mai mulți, de pildă, în care erau acolo și Dinu Flămând și Mircea Iorgulescu și Vincențiu Iluțiu și Ion Stănică și Petre Răileanu și aproape că a fost o micro-uniune a scriitorilor acolo la Radio France Internationale. E bine, nimeni nu ne-a impus niciun fel de linie editorială. Însă, revin acum la ceea ce mă tulbură după atâția ani de jurnalism și de activitate de dramaturg, dramaturg de teren și dramaturg care scrie în două limbi. Ceva s-a întâmplat în mine, s-au separat într-un fel cei doi oameni. Jurnalistul care trăiește în mine, după 25, 26, aproape 27 de ani de jurnalism, începe să fie din ce în ce mai trist și pesimist. Pentru că după ce faci jurnalism, pentru că eu acopăr, bineînțeles, actualitatea, partea culturală, dar în special actualitatea, după ce faci 26-27 de ani de jurnalism și ești în contact cu actualitatea zi de zi, începi să-ți spui că lumea asta nu e normală și că omenirea totuși e delirantă. Când vezi că, de fapt, materia pe care tu o abordezi, o pui în pagină și o transmiți, este oroarea, în primul rând, sau mizeria lumii, sau, bineînțeles, informația negativă. Îți dai seama că nu se mai termină. Se termină o criză aici și începe alta acolo. Oamenii nu învață niciodată din greșelile trecutului. Meschinătatea și absurdul cresc în intensitate. Crezi că s-a rezolvat o situație ca de comunismul, vine integrismul. S-a terminat un război, se face pace, încep alte două, trei în alte zone. Și așa trece un an, doi, trei, cinci, zece, 15, 25, îți dai seama că treptat limbajul oamenilor politici se schimbă, că dispare cuvântul progres din limbajul oamenilor politici și că, de fapt, omenirea, în loc să-și caute drumul care să o ducă spre lumină sau spre un fel de normalitate, se lasă intoxicată de noi probleme, de alte focare de criză. Unele și le creează ea însăși datorită sistemului pe care îl promovează. Apar noi dușmani, apar noi ambiții, apar noi clase de oameni politici distruși de diverse doctrine printre care cea a gândirii politice corecte. Toate aceste lucruri, când jurnalistul le încasează, timp de un sfert de secol, începe să-și spună că omul e o mașinărie imposibil de înțeles și că nu are nicio șansă. Noroc că în mine se află și scriitorul, care preia uneori subiecte de la jurnalist și spune, știi, totuși nu e totul pierdut. Omul nu e numai delir, numai crize economice, numai corupție, numai crime, numai integrism, numai stângism, numai obscurantism, numai, știu eu, goană după bani, numai egoism. Nu, omul e și poezie, și subtilitate, și filozofie, și utopie, și dragoste, și literatură, și frumos, și există și motive să fii optimist. Ei bine, așa comunică de o vreme în mine jurnalistul cu scriitorul. Poate că dacă n-ar fi fost în mine scriitorul, poetul, dramaturgul, poate că jurnalistul după 25 de ani fie că ar fi renunțat și ar fi spus 25 de ani de jurnalist și de tratare informației ajunge, fie că s-ar fi sinucis. Dar, din fericire, în ce mă privește, scriitorul a preluat de la jurnalist subiecte și le-a transformat în piese. Ceea ce este un alt mod de a vedea cotidianul, actualitatea și de a vorbi despre problemele omului. Mi s-a întâmplat de câteva ori în mod absolut tulburător să preiau de la jurnalist subiecte și să le transform în piese care rezistă și care sunt importante. Vă dau un exemplu. Piesa mea care se numește despre câmpul femeii, câmp de luptă, despre sexul femeii, câmp de luptă în războiul din Bosnia. Despre sexul femeii când de luptă în războiul din Bosnia, este o piesă pe care am scris-o în 96-97, când se încheia războiul din Iugoslavia și care a ieșit din depeșele care veneau atunci. Am simțit atunci, ca jurnalist, pentru prima dată, un fel de neputință sufocantă. În fiecare zi transmiteam, fie că erau jurnalele de actualități, fie că erau
analize. În fiecare zi transmiteam la RFI știri, analize despre ce se întâmpla în Iugoslavia. Sarajevo era în stare de asediu. Se băteau fiecare cu fiecare, toată lumea împotriva tuturor. Erau acolo zeci și zeci de jurnaliști internaționali care, într-un fel, prezentau acel război, dar trăiau și adrenalina cotidiană. Unii erau și manipulați. Existau acele bombe care cădeau, acele obuze care cădeau în piață la Sarajevo, peste diverse instituții, case, oameni care mureau prostește, făcând piața, alții erau împușcați de sniper. În fiecare zi materia asta venea peste mine, în așa fel încât îmi spuneam, nu se poate. Ce sunt eu, jurnalist sau cioclu? Gropar, mi se părea că transmite la infinit știri despre ceva, despre un masacru, despre un loc unde eu nu puteam merge să opresc, să particip într-un fel la oprirea masacrului, mi se părea o impostură. M-am simțit ca un impostor să stau la Paris într-o redacție bine luminată, bine încălzită, în arondismentul 16, cu vedere spre Sena, luând metrou aerian numărul 6 ca să ajung acolo, mâncând într-o cantină sublimă, stând de vorbă și să transmit zilnic despre oameni care mor, care suferă, despre oameni torturați, despre purificarea etnică. După 4 ani de zile, aproape că am făcut o criză. Mi-am spus, suntem noi jurnaliștii, cei care vedem oroarea, dar nu putem direct să facem nimic ca să oprim? Sigur, o soluție era să mă duc acolo, să fac ce? Să mă înrolez? Tocmai a apărut un film absolut extraordinar, făcut de Marcel Ophüls, care este un mare realizator de filme documentare, care a făcut un film nu despre războiul de la Sarajevo, ci despre ce făceau jurnaliștii străini la Sarajevo. Ei, ce făceau jurnaliștii străini la Sarajevo? Stăteau la Holiday Inn, în general l-a jucat poker, l-a băut, l-a discutat, așteptând prin telefon câte o informație ca să se ducă să filmeze undeva un cadavru, o întâlnire, o discuție, să ia interviuri, apărându-se tot timpul, adică era o muncă de jurnalist manipulat, pentru că se mutau și dintr-o tabără în alta cu ușurință. Era o imagine îngrozitoare despre jurnalism. De fapt, nu jurnaliștii au reușit să oprească acel război, dar asta nu înseamnă că jurnalismul de război nu este important. În acele momente însă, când au venit și informațiile despre femeile violate în Bosnia, pentru că violul devenea o strategie militară, atunci mi-am spus, scap cu viață din această împrejurare, în sensul că scap eu ca jurnalist cu viață, în sensul că nu mă mai simt impostor, pentru că transfer neputința în acțiune pe teritoriul scriitorului și am scris această piesă despre femeile violate din Bosnia la ora aceea, despre cum devine violul o formă de strategie militară. Și a fost o piesă care a fost importantă, care a fost jucată în multe țări, care a fost tradusă, care a fost publicată. Este numai un exemplu de cum jurnalistul i-a furnizat materie autorului, scriitorului, dramaturgului. Mai târziu, pe vremea războiului din Cecenia, am simțit oarecum același lucru. În fiecare zi transmiteam câte ceva din Cecenia. La un moment dat, am dat peste o depeșă în care informația era cam așa. Un grup de luptători, nu știu din care tabără, nu mai important atât din care tabără, omoară pe cineva din tabăra adversă, un soldat. Și îi găsesc în buzunar adresa de acasă și atunci îi scriu mamei soldatului o scrisorică și spun, uite, fiul tău X, cum îl cheamă, e mort, oricum l-am împușcat, deci nu se mai poate face nimic. Dar dacă vrei cumva cadavrul său ca să-l îngrop după tradiția voastră, cadavrul vi-l dăm, $2000, nimic atât. M-a șocat această informație. Mi-am zis, aici se ascunde o piesă. Oroarea uneori nu poate fi exprimată în literatură în aceeași manieră cum o exprimă, cum o tratează jurnalistul sau cum o tratează omul politic sau cum o tratează reporterul sau cum o tratează istoricul. Scriitorul trebuie să găsească alte intrări în labirintul contradicțiilor ființei umane. Ori acea
acel comerț cu cadavre mi s-a părut că este un subiect literar. Ieșea din sfera jurnalismului, era un subiect literar și atunci mi-am spus, aici se ascunde o piesă. Și am scris o piesă care se numește Cuvântul Progres spus de mama, sunat teribil de fals, în care este o mamă care nu-și poate face doliul pentru că nu-și găsește, nu găsește nimic din fiul ei, nici măcar o cizmă, nici măcar o cămașă, nici măcar ceva. Pentru că ea trebuie să plângă, trebuie să plângă pe ceva concret. Și atunci caută să niște refugiați care se întorc, de fapt, în locurile în care au avut loc lupte. Este o altă situație extraordinară prin care jurnalismul mi-a dat subiecte. Cred că am vreo 10 piese care s-au hrănit din această materie pe care eu o tratez în fiecare zi, care mă enervează, mă irită, mă tulbură, mă face să fiu disperat, să fiu pesimist, să nu mă bucur de propria mea condiție, să-mi spun că ar fi trebuit să fiu universitar, că ar fi trebuit... Și totuși, autorul din mine se hrănește cu acest tip de jurnalism. Deci, iată portretul meu în acest moment, la această vârstă de 60 de ani, rupt în două, dar comunicând totuși cu cele două părți care coexistă împreună. Mulțumesc! Mulțumim, Matei. Te-ai înscris în ceea ce mai ales Nichita Stădescu scoate în evidență elementele astea de fundamentale ale ființei românești, a râsul, plânsul sau, cum spune el, de al vale, sus și jos, da, în aceeași măsură. Acum, înainte de a ruga pe cei care te-au ascultat să spună întrebări, vreau să completez două lucruri apropo de informațiile pe care le-ai folosit. Șocul cel mare pentru Occident a fost mineriada. Da. Mai curând decât adevărul acela cu morții legați cu sârme care au fost găsiți la Timișoara. Sunt unul din cei care invitaseră în România pe Peter Brook, pe Eugen Ionescu și pe Cioran, care promiseseră că vin. Și după întâmplarea cu minerii, imaginea României s-a compromis definitiv atunci. Apoi, vis-a-vis de cei care ți-au marcat tinerețea, ai pomenit ceva, dar eu pot să spun mai multe. Domnul Valentin Silvestru a fost unul din cei trei membri ai echipei ideologice care au judecat, nici mai mult, nici mai puțin, și apoi au și condamnat în felul lor pe studenții care au comentat în 1956 mișcarea din Ungaria. Am aflat asta mai târziu. Cei trei corifei erau Valentin Silvestru, Maxim Crișan și profesorul de estetică Moraru, pe care am avut și noi profesori, împreună cu colega mea, și care în 1956 au avut ocazia să se constituie într-un comitet de analiză și condamnare a studenților care au comentat respectiva mișcare anticomunistă în Ungaria. Pentru ei s-a aflat și sora mea, care era studentă la teatrologie și avea 19 ani și jumătate, terminase liceul cu 10 clase la 16 ani și jumătate, era studentă deja. Micul ei noroc a fost că în momentul în care turnătorul a venit în pauza între ore și a ascultat pe cei care pe culoar comentau, ea se dusese la toaletă. I-a turnat pe aceia la rândul lor au fost anchetați și au fost întrebați cine a mai fost cu ei, a fost și sora mea dată, toți au fost dați afară în toate facultățile, unii au plecat și la canal, alții au primit și alte pedepse, sora mea care n-a fost prinsă în flagrant, a fost dată afară în toate facultățile și trimisă 3 ani de reabilitare într-o fabrică de țesătorie, Steagul Roșu sau ceva în genul ăsta, unde trebuia să măture pe jos timp de 3 ani halele cu aparate de țesut servite de femei corpulente și care odată la 2 ceasuri făceau o pauză pentru că era mediu toxic, primeau lapte, înconjurau pe soarea mea care era
cum vă spuneam, de 19 ani și jumătate, mică și slabă, legată cu un batic și cu o mătură. Și urma, odată la două ceasă, timp de 8 ore, demascarea dușmanului de clasă. În afară de invective și alte lucruri care îi se aruncau, era stropită fie cu lapte luat în gură, fie direct din sticla de lapte. E o imagine bună de teatru sau de film. Unul din artizanii acestei chestii a fost domnul Silvestru, tovarășul la ora aceea, care pe parcurs anilor în care epurările din sistemul comunist au funcționat, mai în toate țările comuniste, a scăpat. A scăpat cu un talent, într-adevăr, excepțional. A avut un talent, ca și Adrian Păunescu, de remarcat. Era cel mai bun critic de teatru, cel puțin și șeful criticilor. Exista o constituită o echipă mare de critici români pe care conducea. Era la originea tuturor festivalurilor de teatru din țară și cel care decidea jurile, toate. Erau mai multe festivaluri câte luni are anul pe vremea aceea. Valentin Silvestru lipsea din București cel puțin 6 luni din an, timp în care circula cu toate onorurile prin țară făcând aceste servicii. Iar Adrian Păunescu, care și eu l-am cunoscut și eu l-am apreciat în prima lui fază, aici a fost și cel care a înființat Cenacul Flacăra, care ajunsese la frumosul slogan Ceaușescu Nicușor, viitor conducător. Acesta a fost sloganul cu care s-a încheiat oarecum cariera de atunci a acestui poet, de mare perspectivă în prima fază. Acum, e rândul dumneavoastră, vă rog, domnul Vișnec vine o dată pe an. Cred că ne-a făcut o prezentare extrem de minuțioasă a ființei lui intime. Cred că e pentru prima oară când cineva, vorbind la aceste conferințe, e atât de deschis cu el însuși. Și vă rog să luați cuvântul, să întrebați și să vă prezentați pentru filmul nostru care... Poftiți, doamnă, vă rog numele dumneavoastră. Mă numesc Cornulescu Mihaela, sunt o mare admiratoare a scriitorului Matei Vișniec. Îl apreciez și ca jurnalist, îl consider prea bun jurnalist și îl privesc critic ca jurnalist. Aș vrea să-l întreb când îi apare următoarea carte. Doamne, mai sunt două luni de așteptat. La sfârșit de martie mi-apare un nou roman, pentru că, știți, oamenii îmbătrânind intră în diverse forme de perversiune sau de viciu. Eu am început să scriu roman din ce în ce mai des. Îmi apare un nou roman care se numește Iubirile de tip pantof, iubirile de tip umbrelă. Un roman atipic în care eu, de fapt, topesc acolo dragostea mea sau sursele iubirii mele pentru teatru. Este foarte autobiografic, cu foarte multe trimiteri și e anunțat pentru sfârșit de martie. Vă mulțumesc frumos! Altcineva? Vă rog? Da. Vă rog să spuneți numele, da? Nu știu, eu nu prea folosesc microfoane în general, dar eu vorbesc liber. E mai bine liber? Nu, că nu. Pentru film. Bine, o să vin aici, în primul rând, vreau să vă adresez un sincer bună ziua și dumneavoastră. Mă numesc Șerban Mihnea și am venit aici și în calitate de președinte al Comisiei de Cultură și Educație și Programe Școlare din cadrul CMEB, Consiliul Municipal al Elevilor. Și știind că dumneavoastră sunteți, cum ați spus și dumneavoastră, un jurnalist cultural, aș vrea să vă întreb cam care este mesajul dumneavoastră pentru elevi, pentru a ne putea dezvolta cultural și cam ce aș putea să fac eu sau cum mă puteți sfătui în acest moment pentru a dezvolta cultural elevii din România, care, din păcate, se află într-un mic impas în acest moment, deoarece nu ne mai găsim vocația, nu ne mai găsim direcția. Și cam ce ați putea să ne sfătuiți? Da, dacă îmi dați efectiv 5 minute, e un subiect care este important pentru mine. Am fost și eu profesor și mi-am amintesc că în momentul în care eram profesor acolo, la Dorban sub Plătărești, ajungeam la niște copii care erau foarte, foarte triști, obosiți și înfrigurați. Și la un moment dat mi-am dat seama că nu se putea să nu propun ceva care să-i scoată din acea rutină și am făcut teatru de marionete cu ei. Teatrul este un instrument de, cum să vă spun,
de dezvoltarea personalității. Prin ateliere de teatru, copiii își descoperă potențialitățile, limitele, ies uneori din reținere, din timiditate, descoperă în ei lucruri care de care nu au habar. Eu personal am scris destul de multe texte pentru elevi, pentru copii, pentru mediul școlar, cel puțin câteva culegeri, Cabaretul cuvintelor, Teatru descompus. Există o piesă de-a mea care a fost montată mult de elevi, se numește Țara lui Goofy. Mi se pare foarte important ca în școli să existe actori vii care să vină și să propună un atelier de teatru. Cu atât mai mult cu cât în acest moment suntem asediați de un fel de ofensivă a imaginii care vine peste noi. Cred că nu există om să nu aibă în casă între 5 și 10 ecrane în acest moment. Cel puțin 5. Că e televizorul, că e computerul, că sunt telefoanele, că sunt tabletele și așa mai departe. Elevii înșiși sunt supuși unui bombardament informațional care de fapt le mănâncă timpul. Și ei nu au deocamdată instrumente, ca să zic așa, anticorpii ca să se apere de aceste jocuri, de această manieră ludică de a prezenta actualitatea, de această manieră ludică de a crea relații și conversații între ei, care de fapt le mănâncă timpul. Pentru a-i feri de spălarea pe creier totală pe care tehnologiile de astăzi într-un fel ni le propun, dacă nu ne și forțează, e foarte important ceea ce spun eu. Teatru, lectura, poezia, din când în când să vină un actor și să învețe cum se recită, cum se ascultă o poezie. Și mai ales să stea mai mult de vorbă între ei direct și nu prin internet. Pentru prima oară am văzut la Paris o cafenea unde scria afară "No Wi-Fi", vorbiți între voi. Mi se pare atât de important să revenim la acele locuri, la acele situații, la acele împrejurări în care oamenii să reînceapă să vorbească între ei. De altfel, teatrul este unul dintre ultimele locuri publice în care mai vorbim între noi, mai există comunicare directă. Iată numai câteva lucruri pe care cred eu că le pot face elevii și în multe școli ele există, se fac. Bună idee. Noi am pornit la UNITER un asemenea tip de activități și în școli, dar și în zonele unde se adunau masiv, acum s-a schimbat puțin modul de îngrijire, copiii abandonați. Și făceam asemenea experimente prin teatru și nu numai, cu muzică, cu încercarea de a învăța modul de comunicare prin corp, prin gest, copiilor care erau părăsiți. Dar am întreținut și acum, de curând, a avut loc aici, în Teatrul Național, finala unei mișcări școlare de teatru, 5 teatre, 5 licee, sau așa ce-a numit. Este, iar ca să păstrăm distanța, în Marea Britanie, teatru este obiect de studiu în liceu și subiect la alegere la bacalaureat chiar. E adevărat că teatru englez și Shakespeare însuși ocupă un spațiu imens în materie de poezie și dramaturgie, dar teatru, cum spune Matei, este într-adevăr o formă de ieșire din sine și de experiență cu limba literară, cu viața, cu relațiile între oameni, cu imaginația, cu faptul că este obligat să citească despre piesa aia, ce a fost cu ea, cine e ăsta, cine e celălalt, un studiu plăcut, aprofundat și care pune în valoare calitățile personale ale fiecărui elev care se simte atras de experimentul respectiv. Mulțumesc foarte mult pentru răspuns. Mulțumesc. Vă rog, aici. Să vă prezentați, vă rog. Sunt profesorul Vasile Drugan Ilie. Întrebarea face că și eu mi-am început viața profesională ca ziarist. Oarecum în partea cealaltă a cortinei, ca ziarist de știri externe. Dar și continui să fiu, că și acum sunt membru al unui ziariștilor. Problema pe care vreau să o evoc este următoarea. Teatrul, într-adevăr, ca mod de comunicare, este foarte important.
și mai ales într-o societate așa de fărmițată ca cea din România în prezent. Domnul Vișneac a avut o mare atu, că a putut să facă comunicarea din afară, a avut mai mare credibilitate. Acum, profit că și domnul Caramitru e aici, ce formă de organizare ar putea fi inventată și pusă în funcțiune, efectiv, pentru a stimula și a juca pe acele persoane, acei oameni scriitori, intelectuali, care scriu teatru. Că e o situație care deranjează. Foarte puține piese de teatru românești. Și cei pe care știu eu că mai scriu teatru, nu comentez. Sunt deja depășiți și ca subiecte și ca mentalitate. Este, într-adevăr, aici este o... Cum să spun? Este un zid care desparte două epoci. Deci trebuie stimulată creația teatrală. Cum? Unitorul am încercat și eu în anii trecuți. Nu cred că este instrumentul potrivit, uman vorbesc, nu ca idee de organizare, dar nu cred că a dat mari rezultate. Acele pe care le așteptăm. Vedem și noi mișcarea teatrală din Anglia, din Franța, din Italia, cât se joacă. Am văzut-o și pe aia la fața locului, din Argentina, acum 4 ani. Și vedeam câte zeci de teatre sunt în Buenos Aires. Și le citeam și le notam titlurile. România, totuși, o țară latină. Ar trebui să reînvețe să vorbească, să se exprime, să spună. Am suferit destul, am avut cenzura pe cap și a stăpat gura. Acum trebuie, aici, cred că, romane se mai scriu, poezie, așa. Dar cred că accentul trebuie pus pe această creație dramatică, în general, ca să spun. Dar ne trebuie, totuși, un organism profesional care să selecteze, să mai învețe pe cine trebuie să mai învețe, să oferă chiar amintea de comenzi teatrale. În România nu există instituția asta. Vine un teatru să spună, domnule, uite, scrie despre cu tare subiect. Se comandau și în Franța și romane istorice. Știu acestea. De ce în România nu poate să existe de acum încolo? E pentru tine această întrebare? Da, vă răspund eu. O iau de la coadă la cap. Sistemul comisionării se numește, în engleză commissioning, se comandă într-adevăr scriitorilor de prestigiu, de regulă, dinainte o piesă. Nu știi ce va scrie, dar îi se dau niște bani să facă piesă. În sistemul juridic și financiar român, dacă n-ai o factură, nu poți să plătești. Ori piesa nu e scrisă când tu trebuie să dai bani. Deci există o primă și importantă lipsă de justeție financiară în materia asta. Poți să te înțelegi, evident, cu cineva, să-i spui, dar există și teama scriitorului că dacă n-a luat banii și piesa nu e cine știe ce, să nu mai vrei să o joci. Sunt și situații de asta. La Uniter există încă de 25 de ani, de când înființat Uniterul, poate cel mai important lucru, competiția cea mai bună piesă românească a anului, care este premiată în gala Uniter și de când sunt eu director la Teatrul Național, jucată sau măcar lecturată cu public aici. Lucrul ăsta îl facem. Și iar piesa este publicată instantaneu și împărțită în teatre, cu câteva exemplare, nu unul singur. În măsura în care teatre vor să joace, s-a întâmplat, nu de multe ori, să fie jucate. Primim la direcția teatrului, la comitetul de lectură, tot felul de texte care vin din afară, care nu se întremețe acolo. Vă dați seama cât de fericiți am fi să găsim o piesă atât de bună încât să o punem imediat. S-a întâmplat acum 2 ani, a ajuns la mine o piesă pentru o întâmplare cu titlul Dumnezeu se îmbracă de la Second Hand, care era luată la mână, era să zic, sau în mână, de Horațiu Mălăile la Râmnicu Vâlcea, uitată în mașină, întorcându-ne la București, și ajunsă la mine prin șofer, care a crezut că este un text pe care îl aveam eu.
Am răsfoit, am citit-o, mi-a plăcut, i-am spus lui Horațiu, îmi pare rău, Dumnezeu a vrut să ajungă la mine și o punem imediat la Teatrul Național. Se joacă și cu succes. Teatrul Național, dacă vă uitați pe repertoriu, ar avea la ora asta, dacă nu mă înșel, între 35 și 40% din titluri românești. E și invocația acestei instituții să joace piese românești. Pe de altă parte, însă, sistemul de funcționare al managementului pe care acum ministrul culturii recent venit vrea să-l schimbe fundamental ca să dea afară toți directorii în funcție acum, pune condiții sine qua non. Număr de spectatori, număr de premiere, bilete vândute și așa mai departe. Managerii caută piese de succes garantat ca să poată să aibă și să îndeplinească condițiile contractului pe care îl au cu patronul, fie că e ministerul, fie că e primăria sau Consiliul Județean. Dar desfit pe oricine spune că dacă îi pică în mână o piesă românească bună, nu o să o joace. Da. În România nu s-a jucat de mult. Există o piesă lui Pagnol, Noc, sau Triumful Medicinei. Și am citit despre ea când, prin 30 și ceva, când a fost scrisă și a fost dată, așa, asta a fost jucată în perioada interbelică. Așa. A venit cu piesa, a fost la un teatru, s-a uitat la ea, domnule, e bună ca test. Dar zice, ce facem cu plată, cu prețul montajului? Păi cât vă trebuie? 400.000 de franci. Ce vii aduc eu? Sau autorul la părinți, erau suficient de a venit cu 400.000 de franci, a fost montată piesa și de atunci acest Noc sau Triumful Medicinei și este unul din, a făcut extraordinar mare succes. Problema cu alegerea pieselor, deci este ca la sonde, bagi 100 de sonde și dă producție una, sau din 50 iese una. Problema e să vezi în viitor, să-i apreciezi mâna și mintea autorului. Să domne, dacă îl mai rog să mai taie niște replici sau mai o scurteze sau mai sau dau ceva, e valabilă. Și cel mai mare hop, totuși, sunt spectatorii. Trebuie aruncate pe piață. Altfel, niciun juru din lumea asta nu o să aprecieze o piesă. Domnule Vișina, știți dumneavoastră, știți foarte bine că așteptându-l pe Godot, norocul Becken, că avea nevastă franceză, a umblat cu ea 7 ani în toate teatrele la Paris. Până dar ce carieră a făcut după aia? Da, dar da, 7 ani... E bine să umbli un pic și povă să fie... Nu a publicat. Mergea cu ea să o împarte la teatru. 7 ani a așteptat și... Da, Parisul, București, nu are atât de teatru cât avea Parisul la vremea. Am o rugăminte. Mulțumesc. Noi, prima premieră a anului este o piesă românească a lui Vișnec, așa că, din punctul ăsta de vedere. Domnul Mihai Meionescu. Deci, l-am recunoscut, deci poate să nu se prezinte. Ridicați-vă să vă mulțumesc. Ziarist, dramaturg, absolvent de filozofie, ca și Matei Vișnec. În primul rând, bun revenit într-una din cele două case ale domniei sale. În același rând, aplauze, realmente aplauze de suflet pentru atâția oameni de frumos care au lăsat viscolul și au venit aici. Ascultându-l, savurând superbul speech expoziu al lui Matei Vișinec, mă întrebam câți dramaturgi români au fost și ziariști. Și la o primă, să zic eu, socoteala mea, e în grabă, a fost Adrian Dohotaru, Îndrăgostiții de la ora 9, care a avut probleme acel text, s-a jucat la Pitești. Mircea Radu Iacoban, Hardughia la Iași, a avut mari probleme în interzisă. Viorel Cacoveanu, mă propun director, Valsul de la miezul nopții. L-ați amintit pe Iulian Margu, care l-ați montat și a avut un mare succes și a avut noroc să fie montat și la Teatrul Național. Mai sunt pe la Galați, Vasile Cercel sau Cilică, în sfârșit, la Satul Mare, la... Deci pe plan local sunt ziarist. Eu sunt un ziarist, am avut neșansa să fiu comentator sportiv și asta m-a costat foarte mult.
ca dramaturg. Matei Vișnec după 25 de ani a fost acceptat de englezi, eu după 24 de ani de la debutul pe scenă am fost recunoscut ca dramaturg. Întrebarea. Credeți că dacă la ora aceasta cineva v-ar interzice să mai fiți ziarist, n-ați suferit ca dramaturg? Una. A doua, având în vedere acest duel permanent pe care fiecare dintre noi îl purtăm, ziarist, dramaturg, n-ar trebui scrisă altă piesă ziariștii după cea lui Mirodan? Mulțumesc frumos! Da, mulțumesc pentru această întrebare care mă relansează. Am o piesă în care vorbesc despre jurnalism. Omul din care a fost extras răul este o piesă în care vorbesc despre delirul mediilor de informare. Sigur că în Mariana mea încerc să denunț faptul că treptat asistăm la un fel de industrie mediatică, o industrie care se pune în mișcare pe planetă, apar imperiile mediatice care vor să ne ocupe timpul, adică să ne ofere și informație, și jocuri, și sport, și cărți, cărțile lor, bineînțeles, emisiuni de divertisment, diverse alte, știu eu, produse și subproduse, în așa fel încât să ne ocupe integral viața. Cam aceasta este o tendință, o simt eu, sunt studii scrise despre aceste tendințe. Deci eu, ca jurnalist, totuși mă simt în situația de a putea din când în când denunța anumite lucruri. De pildă, în Franța, unde trăiesc eu, și acum dacă tot m-ai lăudat pentru deschiderea cu care am vorbit, credeți-mă că uneori mi se pare că în România oamenii sau jurnaliștii sunt mai liberi decât în Franța. Din ce punct de vedere? Există o presiune a corectitudinii politice care face ravagii în anumite țări occidentale. Eu asist acum la o dezbatere extraordinară în Franța între cei care vor să spargă această presiune și să spună anumite lucruri și un fel de inerție sau un fel de, știu eu, presiune a celor care nu vor, de fapt, să vadă realitatea în față. Bineînțeles, eu vin dintr-o țară unde, în acest moment, e nu stare de urgență, în care anul trecut au fost uciși 8 jurnaliști în redacția revistei Charlie Hebdo, în care oamenii sunt omorâți pe stradă, în săl de spectacol, la cafenele, pentru că, pur și simplu, le place să trăiască. E o țară în război, împotriva unei forme de fascism, un integrism care a surprins pe toată lumea și care se dezvoltă ca o caracatiță și lovește. Această dezbatere în Franța este gigantică, enormă. De unde un grup de jurnaliști în acest moment, de editorialiști, care propun ruptura față de, știu eu, inerțiile sau orbirile inițiale. De pildă, am adus cu mine acest număr, ultim număr din Le Point, pentru că acest Alain Finkielkraut face parte dintre cei care spun ori încercați să vedeți răul așa cum este, ori vă veți trezi cu război civil într-o bună zi. Un alt editorialist care este semnează pe prima pagină aici, François-Olivier Gisbert, spune și el că Franța, da, el spune pe nume, ca și alte țări din Occident, au acceptat cu o naivitate sinistră toată ideologia salafistă, cu mijloace financiare gigantice, care au profitat de libertățile care există și au creat o cangrenă care acum aproape că te întreb cum poate fi eradicată, presupunând că încep să acționeze acum, peste 20 de ani vor fi primele efecte. Adică problemele sunt diferite când ajung în România, sunt cu totul și cu totul alte probleme față de tensiunea care există acolo pe această temă. Acest dușman care vine din interior, care s-a grefat pe corpul democrației occidentale și care ronțe din interior. Eu însumi observ câteodată cu câtă dificultate oamenii politici ies din limba de lemn. Și ei știu de ce nu vor să iasă din limba de lemn. Pentru că în momentul în care văd realitatea, trebuie să propună și soluții. Ori ei nu au soluții. Și atunci preferă să nu vadă. De unde importanța jurnalistului care își poate permite să iasă din carcasa gândirii politice corecte și să spună, da, avem un dușman intern. Coloana 5-a e deja fixată. Trebuie să facem ceva. Deci, iată de ce consider că în continuare jurnalistul are un rol. Eu când îmi scriu articole pe care le puteți citi,
Încerc să transmit nu numai informația, ci și analize care merg cu informația. Pentru că pentru mine jurnalistul nu este un transportor, așa, cineva care transportă informația din punctul A în punctul B. A spus un om politic ceva, îi iau informația din gură și o duc la public. Un jurnalist este o conștiință care propune chei de înțelegere a unui eveniment, care are în spate o cultură, care are în spate o datorie civică, care trebuie să dispună și de un talent minim pentru a face în 3 minute să treacă o informație și cu o analiză și în același timp cu două puncte de vedere, dacă se poate, diametral opuse, în așa fel încât cel care receptează textul, mesajul, articolul, să fie și el obligat să gândească. Un jurnalist este cineva care provoacă reflecție, care scoate din inerție materia cenușie a celui care primește respectiva informație și îl obligă să gândească, să se deschidă, să tresară, să urle eventual. Și jurnalistul mai este, această frază este deseori folosită în Franța de mulți, ce spunea Voltaire, să fii atent și la părerile celorlalți, chiar dacă nu ești de acord cu ele. Voltaire spunea, nu sunt de acord cu interlocutorul meu, dar mi-aș da și viața ca el să-și poată exprima părerea. O adevărată societate trebuie să fie acest tip de societate în care părerile să poată funcționa și creierul celui care gândește, până la urmă, departajează adevărul de manipulare. Da. Ceea ce privește România aici, problema deontologiei este așa un fel de liman de neatins, pentru că câte ziare, câte televiziuni sunt tot atâta orientări politice deja stabilite. Dacă te uiți la un canal de televiziune, știi că e de orientare politică a unei alt nume partii și viceversa. Jurnaliștii sunt uneori fie interesați în afaceri, cum s-a văzut ultima vreme, fie ofițeri acoperiți, care au spus sigur că au fost, e cu totul, suntem într-o zonă mult mai alambicată decât spui că în Franța se întâmplă, când pe canavaua unor asemenea evenimente care marchează Franța grav, lucrurile devin dramatice. Aici toată lumea caută profit. După părerea mea, evident. Bună ziua! Vă rog frumos să știți că la ora 1 trebuie să ne oprim, mai avem 11 minute. Vă rog să puneți întrebări scurte ca să dăm voie lady first. Da? Imediat. Imediat urmează dumneata. Vă rog, bună ziua, domnule Vișniec. Ai pus mâna pe microfon? Da. Gata. O să-mi permit să vă pun o întrebare în calitate de jurnalist. Nu te-ai prezentat. Florin Ghioca, de la ziarul Adevărul Sunt. N-am apucat în interviul pe care l-am făcut săptămâna trecută să vă întreb ce părere aveți despre jurnalismul cultural din România în momentul de față, despre felul în care se subțiază această redută culturală. V-aș fi întrebat și despre critica de teatru din România, dar nu-mi permit deocamdată pentru că n-aș vrea, înainte de premiera cu Requiemul, să vă stric relația cu cei care au mai rămas în critica de teatru din România. Așadar, prima întrebare foarte scurtă este aceasta. Ce părere aveți despre felul în care se desfășoară în momentul de față jurnalismul cultural din România? Iar cea de-a doua, tot în calitate de jurnalist, vă întreb. Zilele trecute, președintele Klaus Iohannis v-a oferit o distincție și nu ați fost prezent. Vreau să vă întreb dacă vremea sau condițiile speciale din Franța v-au împiedicat să ajungeți la Cotroceni pentru a primi această medalie. Vă mulțumesc. Să încep cu explicația. Vineri, când se oferea această distincție, eu am o emisiune de la care nu pot lipsi. Este o emisiune în limba franceză care se numește Accent du Monde, Accentele Lumii. Deci, în fiecare vineri, sunt trei jurnaliști străini din trei redacții diferite care cu un jurnalist francez analizează actualitatea și sunt, deci, viziunea a trei jurnaliști din cele 15 secții diferite ale RFI-ului care își prezintă punctul de vedere. Este o emisiune foarte interesantă și în care analizăm două subiecte, un subiect de actualitate și un subiect românesc, sau fiecare vine cu subiectul, pardon, fiecare vine cu subiectul lui din țara de origine. Iar eu am vorbit despre povestea asta a pușcăriilor și a cărților scrise în pușcării. Mi s-a părut un subiect atât de incredibil încât l-am tratat vineri acolo, deci nu puteam să vin la distincție. În orice caz, mi se pare că în România, de fapt, haideți să vă spun o teorie. Eu am impresia că în România, cu cât sunt mai corupți oamenii politici, cu atât organismul general care este România sau, cum să spun, această
partea umanității pe care o numim România, acest organism produce mai multe talente decât în alte țări pentru a compensa marele număr de oameni politici corupți. Adică e ca și cum organismul s-ar apăra și ca și cum cei 20 de milioane de români cât suntem ar fi un singur creier și care calculează erorile și gravitatea momentului și spune, iată, uite, avem mai mulți oameni corupți, oameni politici corupți pe suta de locuitori decât în alte țări, cum să compensăm acest lucru? Vom crea mai multe talente literare sau mai mulți tineri frumoși care scriu, care fac teatru, care fac uneori literatură bună, care efectiv am sentimentul ăsta de câte ori merg la festivaluri că România produce mai mult tineret talentat, tocmai pentru că trebuie să compenseze această criză. Păi să mărim zona aia. Bă, nu zic, de unde părerea mea că în materie de jurnalism cultural nu e grav. În materie de modalitate, mod în care presa prezintă evenimentele teatrale importante, aici cred că este grav. Și compar cu ce se întâmplă în Franța. De pildă la festivalul de la Avignon, știi și tu, toată presa națională este acolo. Când festivalul de la Avignon are loc, mare eveniment, care este vitrina culturală a Franței, dar și o vitrină internațională, toate marile reviste, dar și toate marile redacții sunt acolo și scriu zi de zi despre marile spectacole. Le Monde publică zilnic cronici în perioada festivalului de la Avignon. Libération, Le Figaro, marile posturi de televiziune culturală, știu, dar France Culture, post de radio, noi avem acolo redacție. Acest lucru nu se întâmplă în România, ca toată presa națională să fie sensibilă la un eveniment cultural important, cum e festivalul, cum a fost anul trecut festivalul tău, care mi s-a părut extraordinar de interesant, al teatrelor din Balcani. Mi s-a părut un lucru extraordinar de interesant. Pentru că eu spun de ani de zile că noi, cei din Balcan sau din Estul Europei, suntem în orice caz puțin prea fascinați de Occident și că ne uităm numai acolo, în direcția aceea. Nu ne mai interesează o carte scrisă de un albanez sau de un ungur sau de... pentru că nu apucăm să le citim pe alea traduse din limba engleză. Ori faptul că ar trebui să ne uităm mai mult unii la alții, pentru că sunt talente extraordinare, lucruri extraordinare, mi se pare un fel de revenire la normalitate și la decență, a ieșit din spălare pe creier mediatică internațională. Deci, presa românească, din acest punct de vedere culturală, nu-și face datoria pentru că nu creează eveniment la eveniment. Eveniment mediatic la eveniment. Vă spun, citiți pe internet, de pildă, în luna iulie, ce reacții au marile medii de informare, presa în special și radiourile, la ce se întâmplă acolo. Devine evenimentul cultural al anului. Deci, mai sunt multe lucruri de făcut, dar totul nu e pierdut, dimpotrivă. Dat fiind talentele care cresc... Mulțumesc. Ca efect al festivalului, spun repede, trei regizori, unul din Georgia, unul din Bulgaria și unul din Muntenegru, vor lucra la Teatrul Național din București. Dumneavoastră ați fost și pe urmă cred că vei încheia Plutonul. Mulțumesc frumos! Bună ziua! Sunt Ema Stoica, sunt student în anul întâi la jurnalism, însă am cochetat destul de mult cu teatru și se face teatru încă în licee. Voiam să vă întreb cum putem educa oamenii spre jurnalist cultural, pentru că în România, în momentul de față, oamenii nu mai știu să consume jurnalist cultural. Cu siguranță că există modalități. Cu puțină imaginație se pot face multe lucruri. Eu am încercat să creez un festival la Suceava, pentru că sunt originar de acolo și împreună cu câțiva oameni pasionați de acolo am creat un festival și pentru al doilea an consecutiv, de pildă, am creat un concurs de dramaturgie care se dezvoltă, vreau să devină național, îmi poartă numele, pentru că eu fac parte din juriu cât o să trăiesc. Se numește Festivalul de Dramaturgie pentru elevi Matei Vișnec, în care invităm elevi de liceu să scrie o piesă scurtă cu 5 personaje. Și sper ca să extind cât mai mult acest tip de festival, să participe cât mai mulți elevi și întrucât avem posibilitatea să publicăm cele mai bune 10 texte, anul trecut am și publicat prima antologie de texte scrise de elevi și intenția este să și montăm unul dintre textele cele mai bune. Mă anunț de acum partener la această chestie, dacă vrei. Poftim?
Mă anunț ca partener. Tocmai vreau să spun că Uniteru ar trebui să... Teatrul Național în cazul special. Extraordinar, extraordinar. Deci prima antologie funcționează. O vom pune pe internet în așa fel încât elevii din toată țara să poată avea acces și la piesele scrise de colegii lor de pe internet. Ei, ceva de genul ăsta poate fi făcut și în materie de jurnalist cultural. Acest tip de concurs, pentru că rețelele de comunicare acum sunt totuși extraordinare. Tineretul e conectat, poate face astfel de lucruri. Mai rămâne propuneri, cineva care să patroneze, școală de jurnalism, asociat cu, știu eu, o revistă, care să-i publice, să aibă și sentimentul că sunt recompensați după și lucrurile se declanșează. Consider că se pot face enorm de lucruri cu oameni pasionați. Eu am încă pasiunea în mine, trăiesc între două țări, dar ideile există, imposibil să nu găsim soluții. Nu este ecuația războiului din Siria. E o problemă care se poate rezolva astăzi. Da, da, și o decizie personală să te duci spre asta. Sigur. Care ține de educație de acasă, de ce ai citit, ce te interesează din viață. Toate lucrurile astea, la terminarea unui liceu sau chiar cu un an înainte, cum și eu m-am hotărât, m-au condus spre teatru. Pe alții conduce spre... Alții sunt conduși spre alte discipline. Dar lucrurile de acest tip... jurnalismul înseamnă, în primul rând, setea de investigație, să afli secretele ființei, a fenomenelor. Dacă ai această țăcăneală și poți să o și educi, ai devenit ce vrei să fii. Și ține musai de studiu individual. Mulțumesc. Ia uitați acolo sus. Un domn înalt, care va spune imediat cum îl cheamă, pe care noi îl cunoaștem foarte bine. Mulțumesc. Pompilius Onofrei sunt, lucrez și eu de vreo 26 de ani la Radio România Actualități. Felicitări, domnule Vișniec, și pentru această conferință, desigur, dar pentru că a fost vorba de acest festival de dramaturgie foarte necesar și care cred că poate să fie un exemplu pentru elevi. Sigur, interesul meu ar fi să spuneți câteva cuvinte, să caracterizați din punctul dumneavoastră de vedere, în câteva cuvinte, textul care va avea, dacă am înțeles, premiera absolută pe scena Naționalului pe 22 ianuarie, Requiem. Dar profit de ocazia de a vă pune o întrebare mai complicată, având în vedere că sunteți de 25 de ani jurnalist, și având în vedere că sunteți, la ora actuală, unul dintre cei mai jucați scriitori dramaturgi contemporani în lume, asta înseamnă că aveți un simț al lumii care vă menține acolo, în sferele de interes, de pe mapamond. Și atunci v-aș întreba, peste 15 ani, sau 20, hai să zicem 15-20 de ani, cât are și internetul până acum? Cum vedeți, care e gustul lumii, nuanța lumii, forma lumii pe care o vedeți, îmbinând, bineînțeles, în judecata dumneavoastră, succintă, jurnalismul, faptul că știți realitatea cu, nu premoniția, cu imaginația, să spunem așa. Dar după aceea v-aș ruga cu Requiemul să spuneți câteva cuvinte. Vă mulțumesc. Spectacolul ăsta e foarte important pentru mine. Este foarte important pentru mine că Dabija este un mare artist și sunt ani de zile când, de fapt, vreau să-l conving să aleagă un text de-al meu și vă spun că nu e ușor, pentru că Dabija este un regizor care e asediat, știe, pe de parte are propriile texte care urmăresc. La un moment dat, acum vreo 4 ani, cred, i-am spus, Dabija, am nevoie de tine. Sunt foarte des montat în România, eu nu sunt actor, nu sunt regizor, nu montez singur piesele, oricum nu mă amestec în ceea ce fac regizorii niciodată, dar uneori sunt montat mai puțin bine, alteori mai bine, alteori mai puțin bine, mai mult mai puțin bine decât bine, dar nu e o problemă, oricum e important să circule textele, dar aș avea nevoie de tine și ne-am văzut la o cafenea și am adus așa un teanc de cărți, tot ce aveam eu publicat în România, le ai, nu le ai, uite-te dacă îți place ceva. Și a plăcut textul ăsta din tot ce era acolo. Dar și mie îmi face mare plăcere sau sunt încântat că a ales acest text, pentru că acest text și el este născut dintr-o reflexie jurnalistică și dintr-o materie pe care eu o diger de ani și ani de zile. Este un text, de fapt, despre
ceea ce putem numi prima tentativă de sinucidere a Europei, acest prim război mondial care de fapt a modelat un întreg secol și ceea ce ne se întâmplă acum este în continuare într-un fel consecința acestui prim război mondial care a fost în 1914, să ne amintim, era încă la Belle Époque. Europa controla comerțul lumii, era prima putere mondială, era locul de unde plecau ideile, moda, energiile. Și brusc se întâmplă ceva, un angrenaj care putea să nu se întâmple și se produce un măcel. După aceea apar două ideologii totalitare și ele sunt ucigași, după aceea mai apare un al treilea război mondial, după aceea se prelungește cu 50 de ani democratizarea Europei. În sfârșit, e un război fondator pentru ceea ce aș spune nou, eu, absurdul istoriei. Sau... Și mă interesa reflexia pe această temă, dar nu voiam să le dau cuvântul celor vii, pentru că cei vii au greșit. Voiam să le dau cuvântul morților. Și morții, de fapt, vorbesc în această piesă. Punctul de vedere al morților... Punctul de vedere al morților este unul care poate fi literar. Punctul de vedere al viilor nu mă mai interesează, pentru că știu ce au făcut. Ori, iată motivul pentru care morții vorbesc în această piesă, iată momentul, iată de ce. Mai există un motiv pentru care am scris-o. Eu trăiesc în Franța, care este țara care celebrează cel mai mult pe planetă primul război mondial. Franța a încasat un șoc atât de cumplit după primul război mondial, atât de cumplit, practic, din situația de mare putere, s-a văzut decapitată într-un fel, sigur că a câștigat războiul, dar cu ce preț, încât Franța comemorează an de an, de exemplu, data armistițiului 9 noiembrie, pe planetă nici nu știu ce e 9 noiembrie, în Franța este comemorată în mod sistematic. Am fost frânit de aceste comemorări care m-au împins la reflex și mi-am spus cum să vorbim altfel despre acest prim război mondial. Acolo e ascunsă și revoluția și toate lucrurile astea. E o comedie, pentru că trebuie să și râdem despre lucrurile grotești pe care omul le inventează. Și din auzit am ieșit, am înțeles că e și bine prin spectacolul. Că e și bine. Ei, cum va arăta lumea peste... Te rog. Cum va arăta ce... Nu, cream că vrei să-mi confirm că e și bine spectacolul. Vă pot confirma eu. Până nu vine publicul, nu știm. Asta e părerea noastră. Da? În orice caz, nu. Trebuie să ne oprim aici. Este 1 și 5. Scena se pregătește de spectacol. Un răspuns. 30 de secunde. Cum va arăta lumea peste 15 ani? Dacă ne punem pe treabă acum și oprim, ca să zic așa, spălarea totală pe creier, nu va arăta așa cum e plecată ea ca să arate peste 15 ani. Adică totul este să nu lăsăm să fim transformați complet în idioți, măcar parțial. Acum, vreau să permit o glumă neagră. Dacă tot am vorbit de morți și de vocile lor, voi invit la următoarea conferință pe 31 ianuarie, unde va vorbi domnul Vladimir Beliș, celebru medic legal, cu titlul O jumătate de veac în serviciu medicinii legale. Îl știți de la televizor, este un domn care află secretele de după și care, în mod sigur, ne va delecta cu cunoștințele domniei sale despre care noi habar n-avem până la urmă. Mulțumesc, domnule Vișnei, și dumneavoastră în mod special pentru acest efort. Da, o clipă. Cineva din sală mi-a atrage atenția că în prezentare am spus că mi-ai dat o poezie de debut, nu știu dacă ai auzit asta, și cam să te rog să o spui dacă o știi pe din afară. Eu nu am decât scrisă. Nu știu care este acea poezie. Dar ți-am dat o piesă foarte importantă cu care... pe care ai vrut să o montezi când eram eu încă student. Bine, mamă, ăștia povestesc în actul 2 ce se întâmplă în actul 1. Și atunci când această piesă era prin 78-79, eram încă student când am scos eu această piesă și circula în mediul... Apăruse și în jurnal. A ajuns la tine și tu ai scris în presă la un moment dat, este un autor pe care îl vreau să-l montez și piesa lui se numește Bine, mamă, ăștia...
Mi-ai făcut un serviciu enorm. Nu, dar mi-ai dat o poezie. Poate că ți-am dat și o poezie. Trebuie să mă gândesc ce poezie ți-am dat. Sigur, cea pe care o ții minte aia. Poezia Corabia. Ah, Corabia, da. Corabia este o poezie care atunci a circulat mult în... O povestesc, Corabia. Această poezie, Corabia, se numește Corabia și sună cam așa. Corabia se scufundă încet, noi ne uităm și zicem și ce dacă se scufundă corabia, în definitiv orice corabie se scufundă până la urmă, așa că ne dăm mâna și ne spunem adio. Dar corabia se scufundă atât de încet încât după o săptămână, noi cei care ne-am dat mâinile privim puțin jenați și spunem, asta e o corabie care se scufundă ceva mai încet, dar totuși uite, dacă măsurăm, se scufundă încet, dar sigur. Și ne dăm mâinile și să ne spunem adio, la revedere. Dar corabia se scufundă atât de încet încât după un an, noi cei care ne-am dat mâinile și ne-am spus la revedere, ne spunem, e totuși o corabie care se scufundă extrem de încet, poate că e corabia care se scufundă cel mai încet, dar totuși se scufundă, uite, dacă măsurăm, totuși, la revedere, adio și ne dăm din nou mâinile. Dar corabia se scufunda atât de încet încât după o viață de om, noi cei care ne-am dat mâinile, privim cerul, privim apa și ne spunem, asta nu e o corabie, asta nu e o corabie, asta e o trei puncte, asta e o trei puncte. Noroc, între timp s-a scufundat. Când am scris eu poezia, era de nescufundat corabia. Nu știu, o povestesc. Da. Vă mulțumim foarte mult. Mulțumim, Matei! Mulțumesc tuturor! Să mă duc acasă!